Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Silviana Bătățu și sunt makeup artist și blogăriță. Astăzi voi realiza alături de voi un machiaj de party, deoarece mă revăd după 2 luni cu fetele cele mai bune și am zis că este motiv de sărbătoare. Astfel că încă nu sunt sigură ce pași voi urma, voi decide pe parcurs, însă știu sigur că voi folosi paleta Huda Beauty și voi realiza un look cat eye. Fiindcă acesta este un look care vrem să dureze, voi folosi un primer și voi folosi de la Fenty Beauty Pro Filt'r nuanța Soft Matte și îl voi aplica cu o pensulă Kabuki sau pensula de fond de ten. Trec apoi la fond de ten și voi folosi Bare With Me de la NYX în nuanța Pale Light și voi folosi aceeași pensulă pentru a aplica și fondul de ten. Folosesc apoi un burețel umezit pentru a ajuta produsul să intre și mai bine în piele. Și voiam să vă menționez că cu această ocazie voi testa și acest fond de ten să văd cât de bine rezistă. Trec apoi la concealer și voi folosi de la Tarte Shape Tape Concealer în nuanța 16N. Și tocmai am realizat că este foarte posibil ca în celelalte videouri să le fi spus că este de la Too Faced. Le încurc mereu pe cele două, fiindcă au ambalaje asemănătoare, dar nu, este de la Tarte. Și îl voi folosi chiar dacă este puțin mai închis față de nuanța pielii mele, adică ar trebui mult normal să deschidă concealerul, însă este destul de închis acesta. Îl voi folosi deoarece are o acoperire mult mai mare și durează mult mai mult față de celălalt concealer pe care l-am în acest moment. Trec apoi la setarea concealerului pe ochi și voi folosi din paleta de la Zoeva Cocoa Blend nuanța Bitter Star, adică aceasta. Trec apoi la sprâncene și pentru a contura sprâncenele și pentru că vrem ca acest look să reziste cât mai mult, voi folosi pomadă și voi folosi de la Anastasia Beverly Hills nuanța Auburn. Trecem apoi la ochi și voi folosi drept culoare de bază din paleta Huda Beauty Rose Gold Master, culoarea de Demure, aceasta, roz. Și voi aplica cu o pensulă plată. Pentru a blendui, voi lua o pensulă curată, fluffy, cu peri lungi. Trec apoi la culoarea din colțul exterior și voi folosi Risque. Și voi folosi o pensulă conică. Voi folosi apoi aceeași pensule de blending de mai devreme pentru a blendui produsul. Trec apoi la ploapea inferioară și voi folosi Man Eater și voi aplica cu o pensulă conică mai micuță și o voi blendui apoi cu o pensulă fluffy mai micuță. Trec apoi la Skip Ridge și voi aplica Pink Diamond până spre colțul exterior și interior. Și fiind un produs cremos, îl voi aplica direct cu degetul. Trec apoi la highlighterul din colțul intern al ochiului și voi folosi Moon Dust. Și voi folosi o pensulă conică pe care o voi umezi cu Skin Hydrating Mist de la MAC. Okay. Și înainte de a trece mai departe, voi corecta cu concealer acolo unde am depășit cu fard. Și pentru a nu avea linii dure, voi mai blendui puțin acolo unde mi se par că sunt prea... că mai trebuie. Trec apoi la eyeliner și voi folosi de la NYX Matte Liquid Liner. Și de data aceasta nu-l vom mai aplica doar la baza genelor, îl vom face de tip cat eye. Adică chiar vom folosi eyeliner de data aceasta. Și pentru a face un look cat eye, de data aceasta nu vom mai respecta pașii pe care i-am respectat în videoul anterior, acela despre eyeliner. De data aceasta vom urma forma ochilor, într-o oarecare măsură. În sensul că vom aplica mai întâi un eyeliner la baza genelor și apoi vom face codița. Bun. Codița o facem de acolo unde este colțul exterior. După cum bine știți, eyelinerul în mod normal se face puțin mai sus, dar de data aceasta vom face exact unde se termină colțul exterior. Doar că trebuie să țineți cont de forma ochilor voștri. Dacă aveți unul ascendent, unul descendent, cum i-am eu de exemplu, va trebui să faceți liniile la fel și să vă uitați într-una dacă v-au ieșit la fel. Și vom face direct o linie puțin mai joasă. Aici. Și acum umplem spațiile dintre. Acum că am terminat cât de cât forma, voi umple spațiile goale. Și voi face acest lucru off-camera, fiindcă din nou v-am arătat în videoul cu eyeliner cum se face acest lucru. Și ca un ultim touch al acestui cat eye, vom face un V în colțul intern al ochiului. Pentru a aprofunda și mai mult acest cat eye look, voi folosi un creion de ochi, cu toate că spune că este eyeliner pencil, de la Seta Blue. Mi l-a luat maica mea, deci o să vă las în descriere de la alte firme. Și voi folosi pe linia apei, adică waterline, conjunctivă, și puțin pe plapa inferioară. Trecem apoi la mascara și bineînțeles că voi folosi preferatul meu size up de la Sephora. Este cel mai tare din pe care l-am încercat până acum, așa că o să-l folosesc o perioadă. O să încerc și altele, promit, dar până atunci o să folosesc pe acesta. Iar am apăsat greșit pe buton și fiindcă am apăsat greșit și nu am mai verificat videourile între timp, ați pierdut cam mulți pași. Printre care conturingul, dar este ok că am făcut conturing cu cremă pe care l-ați văzut și într-un alt video și o să-l pun pe undeva pe aici în cards. Contur cremă cu Ultra Cream Contour Palette de la Makeup Revolution, în care am folosit nuanța aceasta. Și apoi am aplicat, chiar dacă nu am setat fondul de ten, am aplicat totuși un blush pudră, dar l-am aplicat în... prin tapotare, vreau să zic. Am aplicat prin tapotare cu această pensulă fluffy și am folosit de la Bourjois Frosted Rose. Așa. Îmi gândesc că nu v-am atunci asta. Da. Aparent am pus pe buton de fiecare dată când căutam pensule sau ceva de genul. Deci foarte, foarte amuzantă. Vreau să spun că trec acum la setarea fondului de ten în zonele în care știu că am eu riduri fine și mi se adună produs. Și voi folosi o pensulă fluffy. Și voi seta sub ochi. La gură. Puțin pe bărbie și puțin pe frunte. Și am folosit de la NYX HD Finishing Powder. Trec apoi la highlighter și voi folosi de la Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Și voi combina nuanțele Seychelles și Zanzibar, adică acestea două. Și voi folosi o pensulă evantai. Trec apoi la ruj și voi folosi de la L'Oréal Paris, iar am uitat seria din care face parte, It's OK, nuanța Aerul, oricum veți găsi în descriere. Voi folosi apoi un spray de fixare și voi folosi de la MAC Prep and Prime Fix Plus în nuanța Coconut. Cam acesta este look-ul și eu sunt gata de party, sper că și voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, share și subscribe și până data viitoare, vă pup! Tschüss!